Salutare! Sunt pe Neajlov. Și pentru că a fost o zi în care n-am reușit să prind nimic, mai sunt și zile din astea, mai mulți dintre voi m-ați rugat să fac un video despre nălucile pe care le folosesc eu la Biban. Sau ce să folosească la Biban, sau ce să-și cumpere pentru Biban, sau ce se potrivește pentru Biban, strap. Și am decis să fac video ăsta pentru că n-am prins nimic, pentru că mai am puțin timp și pentru că e util, cred, sper, unde altundeva să fac un video despre năluși de pescuit decât pe malul apei și arată foarte bine în spate, nu știu dacă se vede, cât de bine se vede, dar e un peisaj superb, o să pun câteva ca de la început, dacă tot am venit până aici. Sper să vă fie video util și o să vă arăt năluci pe care le-am folosit și am prins, năluci pe care încă nu le-am folosit, dar îmi plac și o să le folosesc și sunt sigur că o să prind pe ele. Și sunt strictul necesar pe care consider că ar trebui să le aveți în trusa de biban și consider că sunt suficiente să mergi și să încerci să prinzi bibanul într-o partidă. O să începem cu gumele cele mai populare, cunoscute de majoritatea pescarilor, sunt gumele de la Lucky John, guma culoare chartreuse, are 5 cm. Este un material foarte moale, este împregnată cu un miros de, hai de ce scrie aici, shrimp, în fine, ajută peștele să țină mai mult guma în gură atunci când a mușcat și să nu o scuipe, să aveți șanse să nu ratați. Asta e prima, Lucky John, Tioga, 5 cm, culoarea asta, chartreuse, e ce trebuie. Am prins cu ea în toate sezoanele, și pe vreme rece, și pe vreme mai caldă, și vara. Cred că am prins, nu pot zic ce mai mulți biban pe astea, dar am prins bine. Sunt bune să le aveți, cred că sunt esențiale să le aveți. Dacă găsiți ceva asemănător, puteți să luați, nu astea, nu brandul face diferența, guma face diferența. Și modul în care o pescuiești, bineînțeles. Dar ca să vă faceți o idee cam ce gume ar trebui să folosim. A doua gumă pe care am folosit-o, am prins și mi-a plăcut. Am folosit-o pe drop shot mai mult iarna, dar am prins și vara. Sunt gumele astea de la Reins. Fire Sugar. Focul zahărului, zahărul de foc. În fine. Este un grup de 4 cm, dacă nu mă înșel, ia să văd, scrie pe el. Nu scrie, dar are 4 cm. E o culoare portoca, ceai, maro, habar n-am. Vedeți culoarea. Îmi place mult guma asta, îmi place să folosesc gruburi când sunt mai inactiv peștii și pot să recuperez mult mai încet, la orice mișcare coada asta se mișcă și e mai, nu știu, pe vreme mai rece pentru mine, mie îmi place mai mult să folosesc grub. Și ca să nu fie aceeași culoare, bineînțeles, culoarea asta am ales-o să fie diferită de acel chartreuse și alte motor oil foarte populare. Alte culori populare pe care le folosesc foarte mulți. Altă gumă și altă culoare ar fi gumele astea, tot de la Lucky John, Baby Rockfish. Sunt 20 de gume la fel și sunt destul de ieftine, 15 lei. Sunt niște gume pe care o să le folosesc pe drop shot iarna asta. Nu le-am folosit până acum, dar le recomand pentru că sunt mici, sunt potrivite pentru drop shot. O să le folosesc și pe jig, bineînțeles, dar probabil cu un jig mic de maxim 2. Este o culoare, nu știu dacă se vede, motor oil cu glitter roșu. Bătaie foarte bună în apă, am încercat. Și sunt mici, nu o să ratați peștii mici, nici nu o să-i selectați. Dar pe vreme rece, peștii mici sunt bineveniți de multe ori pentru că e mult mai puțin activitate. Oricum,
Cred că sunt esențiale în trusă, nu neapărat astea, brandul ăsta, dar ceva similar, mic, culoare, motor oil și să puteți să le folosiți atunci când peștii nu mănâncă așa de bine. În fine, asta e a treia nălucă pe care o să folosesc. Alt grup pe care o să le folosesc pe Dâmbovița mai mult, probabil o să mai merg iarna asta, pe care nu l-am folosit încă, dar îmi place foarte mult. L-am cumpărat pentru că este altă culoare, diferită față de celelalte și dacă nu merge la astea, ca să încerc altceva, vreau să fie culoare diferită și să fie puțin diferit grubul. Este un grub care are o coadă mult mai mică, corpul e mai mare, și bătaia este foarte slabă. Culoarea este mov, cred. Mov, nu știu, mov, violet, nu știu exact culorile astea movului. Nu sunt scumpe, sunt de la Percas, sunt 12,90 lei, 10 bucăți, sunt faine, îmi plac. Și vreau să le folosesc iarna asta, sper să prind, cred că o să prind cu ele, nu văd un motiv pentru care n-aș prinde. Sunt potrivite pentru biban, dacă vreți să le luați, luați-le. Și asta e a cincea, cred, ceva de genul. Penultima gumă pe care o prezint este o gumă de la Molix. Nu sunt cele mai ieftine, 23 de lei, dar cum spuneam, dacă vreți să aveți diversitate, să puteți încerca mai multe chestii, asta e o creatură, e un... habar n-am. Hai să o scot din plic, să vedeți. Din material? E un material foarte moale, are niște antenuțe în spate, nu știu cum se vede. E o culoare mai închisă, care probabil merge pe vreme mai rece puțin. Se recuperează pe fundul apei și dacă nu merge la grub, la șad, încercați cu creaturile pe fundul apei și s-ar putea să meargă. Și nu în ultimul rând, gumele minune pe care le-am folosit foarte mult vara asta, gume pe care am prins destul de mulți bibani și strapi, sunt cele de la Elbaits. Le-am lăsat la urmă pentru că le-am folosit mult, le recomand și e bine să le aveți. Le-ați văzut și în alte videouri, de asta le-am și lăsat la urmă, că sunt deja cunoscute de mulți dintre voi. Și recomand, am mai multe culori, dar recomand culorile alb sau motor oil, watermelon. E un verzui închis, seamănă mult cu motor oil. Culoarea pe site o găsiți cu watermelon red. Se numește? Are o bătaie foarte sănătoasă. Materialul este foarte moale. Un lucru important despre ele este că miros îngrozitor și asta face bibanul. Probabil atrage peștele, nu știu, dar cu siguranță peștele ține mai mult guma în gură dacă simte aroma. Și alb, bineînțeles. Alb, n-am nicio gumă albă în afară de asta. Bine, mai am niște gume mici, dar nu le-am folosit. Astea le-am folosit, am prins pe ele și recomand să folosiți Elbaits pentru că sunt foarte bune. Mi-au plăcut mult de tot. Pentru toate astea o să pun linkuri în descriere. Să le găsiți mai ușor, să le puteți comanda toate din același loc. Încerc să le găsesc în același loc. Probabil la Power Fishing o să fie majoritatea. Dacă nu găsesc la Power Fishing, o să pun linkuri de pe alte magazine de pescuit. Oricum, sper să vă fie de folos. Sper să, dacă vreți să vă apucați de pescuit la biban, n-aveți trusă de biban și vreți să începeți să faceți, să puneți ceva cap la cap, cumpărați-le. Din nou, nu sunt cele mai bune gume de pescuit, nu sunt top, le recomand brandurile astea, dacă găsiți ceva asemănător, foarte bine. Dar cam gumele astea ar trebui să le folosiți la biban
strap, dacă este și strap, poate să intre și strapulele. Eu cred că astea sunt suficiente pentru o partidă de o zi la biban, dacă vreți, dacă nu mănâncă, pentru că dacă mănâncă pe o gumă, o să pescuiești cu aia până la final și o să prinzi într-una pe ea. Dacă nu mănâncă, măcar să ai o varietate de gume, să poți să le schimbi și să vezi dacă pe unele mănâncă mai bine decât pe altele. Și cu astea o să pescuiesc anul ăsta și probabil până în primăvară, prin aprilie, pentru că în mai începe cleanul și o să merg la clean. Și sper să vă fie de folos. Mulțumesc de vizionare, sper să vă fie de folos. Nu uitați să vă abonați dacă vreți să urmăriți în continuare și alte videouri de genul și de pescuit. Și ne vedem data viitoare!